După ce a petrecut numai puțin de 17 ani muncind ca menajeră pentru o antreprenoare din Franța, o femeie din Thailanda a devenit milionară. Aceasta a moștenit o avere uriașă pe care angajatoarea franceză i-a lăsat o moștenire înainte să se sinucidă. O menajeră a devenit milionară peste noapte după ce fosta ei șefă i-a lăsat moștenire o sumă uriașă de bani. Caterin, în vârstă de numai 59 de ani, a fost găsită moartă pe un șezlong așezat lângă piscina vile pe care o deținea. Caterin suferea de o boală gravă incurabilă, iar potrivit presei, atunci când a fost găsită lângă ea se afla și o armă din care lipsea un cartuș. Autoritățile au început imediat o anchetă pentru a afla cu exactitate ce s-a întâmplat, iar concluzia a fost că ar fi vorba despre o sinucidere. Pentru menajera ei, în vârstă de numai mai 49 de ani, decesul antreprenoarei franceze a avut o semnificație uriașă. Mai precis, femeia i-a moștenit suma de 2,5 milioane de euro din partea fostei ei angajatoare. Caterina a decis să schimbe testamentul pe data de 26 aprilie, în cadrul acestuia menționează că o vilă, mai multe terenuri, o mașină de lux, bani cât și bijuterii urmează să fie lăsate drept moștenire menajerei sale. Pentru a elimina orice suspiciune din partea autorităților, Caterina a făcut totul public înainte de decesul ei cât atât, înainte de a muri, antreprenoarea a transferat suma de 12.000 de euro către menajera sa pentru ca aceasta să poată acoperi costurile de înmormântare. Există o singură condiție pe care Caterina a impus-o menajerei sale pentru ca aceasta să intre în posesia banilor lăsați în moștenire. Menajera, cunoscută și ca mătușa Tim, trebuie să aibă grijă de cele trei pisici ale cei pe care acestea le iubea enorm. Relatează click.ro